Bună ziua, dragi telespectatori! În această amiază stăm de vorbă cu doamna profesoară, doamna Ioana Ionel, despre studenții de ieri, profesorii de azi. Bună ziua, doamna profesoară! Sigur că de la început mă acoperă o poșghiță de întristare. De ce nu mai sunt student și de ce astăzi sunt profesoară? Nu-mi pare rău că am ales această meserie. Nu-mi pare rău pentru că, în primul rând, m-am format ca inginer și am vrut să fiu inginer. Poate cea mai frumoasă definiție a inginerului a dat-o în puținele cuvinte pe care le-a lăsat scrise al 31-lea președinte al Statelor Unite, Herbert Hoover, care în anii de criză, 1929, scria despre inginer că este o mare profesiune. E fascinația de a vedea cum o plăsmuire a imaginației se transformă cu ajutorul științei într-un plan pe hârtie, pentru ca apoi să se materializeze în piatră, în metal sau în energie, să creeze locuri de muncă și locuințe pentru oameni, să ducă la creșterea standardului de viață și la sporirea confortului. Numai inginerul privește în urmă spre binele imens ce se desprinde din succesul său, cu o satisfacție pe care puține profesii o cunosc. Pot să spun că de-a lungul vieții, printre nesatisfacții, am avut și multe satisfacții și acelea, în primul rând, legate de meseria pe care mi-am ales-o, pentru că se cunoaște că meseria are această potență de a-ți crea o bază de satisfacții imense. Sigur că, fiind femeie, mă bucur și de o mică satisfacție atunci când îmi cumpăr ceva frumos sau când reușesc să, fiind profesoară, să am rezultate cu ucenicii mei, cu doctoranzii, cu studenții. Și nu în ultimul rând, fiind mamă și soție, de asemenea și fiica părinților mei, să îmi rezerv și mi-am rezervat acest drept de a avea satisfacții și pe planul familiei. Dacă mă întreb, de fapt, care este cea mai mare satisfacție a mea, este faptul că am reușit să dau viață foarte greu unicei fiice, Catinca, la o vârstă când speranța, nu pot să spun că era pierdută. A fost ceva care am făcut cu multe sacrificii de sănătate, de timp, dar a meritat și împlinirea a fost apoi deplină. Aș vrea să spun că aducerea pe lume a fiicei mele nu m-a îndepărtat deloc de zona ingineriei unde activam. Sigur că, terminând de mult, deci am peste 35 de ani de profesie, pe vremurile acelea, din atunci când se termina facultatea, erau repartiții și inclusiv șefii de promoție, cum am fost eu șefă de promoție pe țară, trebuiau să își efectueze un stagiu obligatoriu în industrie. Am ales o uzină foarte mare, o uzină care astăzi, vă puteți închipui, nu mai există, uzină unde în acele timpuri se implementau tehnologii de avangardă ale Europei,
se produceau motoare mari pentru nave, pentru locomotive, se produceau material de cale ferată și astăzi totul s-a dispărut, a rămas o memorie frumoasă pentru cei 8 ani, pentru că din 3 ani s-au făcut 8 ani pe care i-am petrecut acolo și pot să spun că mi-am dedicat nu numai tinerețea, dar și toate cunoștințele ca proaspăt absolventă, cunoștințele tehnice, dar și cele 3 limbi străine pe care le cunosc m-au ajutat enorm. Aș putea spune că poate nu aș fi fost cea de astăzi dacă nu vorbeam, scris, citit, curent, toate aceste 3 limbi străine și, în primul rând, limba germană. Eu nu sunt bănățeancă, după, să spun, locul de baștine. Sunt născută în inima României, în Câmpul Mușcel, un vestigios locaș de cultură și de tradiție românească, prima capitală atestată a țării românești. Numele de fată, fiind Ungureanu, semnifică faptul că, de fapt, strămoșii mei au venit din Ardeal, au trecut munții, ca toți ungurenii, de fapt, în speranța unui trai mai bun și poate în speranța de a-și sluji patria și pământul românesc. Dar întâmplarea a făcut ca părinții mei, tatăl meu, să lucreze în Timișoara, așa că primii pași și primele amintiri le am din Timișoara, doar vacanțele mi le-am petrecut atât timp cât am avut bunicii materni și paterni la Câmpul Lung. La Timișoara am crescut în spirit bănățean, în spiritul acesta de înțelegere între diferitele etnii care conviețuiesc pașnic în această zonă. Am urmat grădinița germană, apoi școala germană, ceea ce se numește astăzi Liceul Lenau, deși părinții mei nu erau vorbitori de limba germană. Am intrat cu greu la școala germană, deoarece eram 100% româncă, dar nu a fost an în care să nu fiu chemată pe podiumul de premiere, de obicei prima. Mi-a plăcut însă foarte mult de la început tot ce era știință exactă și experiment. Mi-a plăcut fizica, mi-a plăcut chimia, iar de matematică ce să mai spun. Am ales, când am intrat în clasa 10-a, să fac pasul spre școala cu predare în limba română. Am ales clasa specială de matematică, l-am ales pe profesorul Haivas. Și el ne-a dat un imbold tuturor celor care am urmat această clasă specială de matematică. Eram 28 în toată regiunea Banat, selectați unul și unul, și de fapt dintre noi se asigurau an de an grupurile care reprezentau zona sau țara la olimpiadele internaționale de chimie, de matematică, de fizică. Absolut toate colegele și colegii mei, pentru că am fost 14 fete și 14 băieți, au intrat la facultate. Pe vremea aceea se dădeau admiteri serioase și pentru un inginer probele erau cunoscute, fizică și matematică. Cât de grea a fost admiterea? Admiterea era și scris și oral. Aș vrea să spun că a fost unicul an în care proba scrisă la matematică a fost de 3 ore și jumătate,
pentru că comisia care a elaborat subiectele a ajuns la concluzia că este imposibil pentru candidat să rezolve doar în 3 ore subiectul pe care l-au dat spre rezolvare. Am luat nota 10 și la scris și la oral. Deci ați intrat prima, înaintea băieților, înaintea tuturor. Am intrat prima la Facultatea de Mecanică, sigur, în generația mea, și pot să am și acum o amintire vie. Pe acele vremuri, multiplicarea era foarte grea, nu existau xeroxuri, nu existau calculatoare, imprimante, multe se scriau la mașină și de mână. Și pentru că a să fie o transparență totală și o accesibilitate la rezultate, se înregistrau pe bandă de magnetofon rezultatele și văd acum imaginea cu poarta facultății larg deschise și curtea facultății plină de copii admiși alături de părinții lor care ascultau rezultatele la public, la megafon. Era foarte frumos, era o bandă care se repeta și mândria părinților era de neimaginat. Tot un obicei frumos din acele vremuri era legat de faptul că la încheierea studiilor liceale se făcea un panou al clasei care era expus la vestita librăriei Minescu pe vremea aceea, foarte vastă și foarte accesată de public. Deci în vitrinele librăriei erau expuse panourile prin tradiție de la Liceul Loga, astfel încât toată urbea putea să fie mândră, să mai spun, de părinți și de absolvenți și de profesori, de corpul profesoral, că iată, încă o generație de tineri au părăsit cu fruntea sus porțile liceului și acolo erau întotdeauna scris și un motto. Motoul nostru a fost: toate realizările încep cu îndrăzneala unui vis. E frumos să visezi, e frumos să lupți pentru visurile tale, dar la fel aș putea spune că este și periculos să visezi, mai ales atunci când îți propui ceva ce nu poți înfăptui de unul singur. Și, de fapt, toate realizările zilelor de astăzi, inclusiv ale mele, nu sunt realizări personale. Sunt realizări ale unui colectiv de studenți, de colegi, de colege care au același crez. Trebuie să îți slujești cu demnitate meseria pe care ți-ai ales-o, să încerci să te faci cât mai util societății, să contribui la renumele organizației sau unității, în cazul nostru Universitatea Politehnică din Timișoara, care îți acordă această șansă să reușești mereu să fii mulțumit măcar în parte, pentru că mulțumit complet nu poți să fii niciodată. Personal îmi fac liste și listuțe cu ce ar trebui să realizez zilnic sau săptămânal, crezând că în ziua în care pot să elimin toate activitățile ca realizate, voi avea o satisfacție. Nu este așa. Poate în acea zi, într-adevăr, așa cum spui, nu am o satisfacție de plină, pentru că poate mă întreb, poate că nu le-am făcut cum trebuie, poate că le-am fușărit, poate că trebuia să mai fac încă ceva. Precis, mai era timp și de altceva. Dar important este ca atunci când te culci, de obicei se spune când ajungi acasă, să lași grijile de la locul de muncă acasă. Cel puțin eu nu am reușit,
dar am înțelegerea părinților mei, am avut înțelegerea tatălui meu, am înțelegerea soțului meu, pentru că au îmbrățișat și au slujit aceeași unitate, aceeași meserie, a te dedica tinerilor învățământului este o șansă unică, pentru că astfel puțin putem să preluăm și de la ei, din naturalețea lor, din tinerețea lor, din agitația lor, și să ne trăim viața la pătrat, sau aș spune chiar la puterea a treia, prin copiii noștri, dar și prin ei, absolvenții și tinerii noștri colaboratori. Fiind și conducătoare de doctorat, am reușit până acum să îndrum cu succes mai mulți doctoranzi. Unii au părăsit această poziție pentru că au ales să finalizeze studiile în străinătate, studiile doctorale. Totuși, 20 au fost atestați de Ministerul Învățământului din România și am o satisfacție imensă să știu că până acum i-am îndrumat spre domenii căutate de societate. Am îndrumat atât fete cât și băieți. Nu este adevărat că în inginerie sau în domeniul tehnic doar băieții pot avea un viitor. Nu mai lucrăm cu forța, lucrăm cu forța minții foarte mult. Este foarte multă muncă de concepție, foarte muncă de creativitate, de îndeplinire concretă, și aici și fetele, femeile în general, au calități câteodată chiar superioare băieților. Sigur că această abilitate practică este atribuită în primul rând băieților și ea este de apreciat, dar ea trebuie fi analizată într-un context social. Consider că pentru un tânăr este absolut necesar, pentru a fi pregătit în zilele noastre, să își aleagă o carieră, nu la întâmplare, să fie îndrumat, să fie orientat, nu numai în mediul familial, să fie orientat de profesioniști, inclusiv de psihologi, pentru a-și alege viitoarea carieră cu minimum de riscuri, pentru că o profesie aleasă necorespunzător lasă urme în societate care a investit în tine material și moral. Lasă urme pe propriul individ, pentru că la un moment dat se întreabă: unde este satisfacția mea? Apăs în fiecare zi același buton. Satisfacțiile nu trebuie interpretate doar prin contul de la bancă. Personalitatea unui om, unei ființe umane, nu constă numai în calitatea, mașinii pe care o conduce sau a vilei sau locuinței sau locuințelor sau vilelor de care dispune. Aici nu. Aveți perfectă dreptate, însă nu foarte mulți oameni gândesc așa. Sunt de acord că un minim de civilizație sau la un minim de civilizație și de confort material, o bună stare, o liniște sufletească, ar trebui să aibă toată lumea acces, fără să încerce să se supraexpună riscurilor. Deci ar trebui ca prin salariul pe care îl câștigi sau prin firma privată pe care ți-o dezvolți sau prin afacerea pe care o gândești și o întreții, să fii capabil să îți oferi aceste lucruri.
vacanțe și spun nu vacanțe, nu o vacanță și nu-i spun concediu. Este absolut necesar ca fiecare persoană, conform personalității și poziției pe care o are în societate, să își permită o vestimentație și mici plăceri legate de activitatea sportivă și nu numai. Timp pentru sine, timp de citit, timp de lecturat, timp de mers la un spectacol, la un film, la o întrevedere cu prietenii, de ce nu la o bere, la o mică agapă, la o nuntă, la un botez. Sunt prilejuri pe care fiecare om trebuie cu prisosință să și le ofere și mulți o fac cu mai mari sau mai mici sacrificii sau chiar deloc. Pun foarte mult accent pe dăruirea și pe faptul că foarte mulți ar putea face lucruri dezinteresat. Aceste donații pe care ar trebui să le facem din proprie conștiință, nu să ne vină e-mail-uri, nu să ne vină, să știm că există oameni în nevoi, colegi, colege, să știm că există copii cu dezabilități, să știm că există bătrâni cărora puțin le deschid ușa. Și noi poate am fost acolo, poate vom ajunge acolo și din puținul nostru, chiar dacă nu neapărat este material, putem să le împărtășim și să le aducem o rază de lumină, de speranță, o mâncare mai bună pe masă, să le oferim un suport, chiar dacă, de exemplu, ar consta doar în lecturarea unui roman în fața unor copii cu dezabilități sau în fața unor bătrâni. Sigur că o să mă întrebi dacă studenția de astăzi mai seamănă cu ceea ce a fost. Vreau mai să vă întreb și de studenție, de cum se învață, dar vreau să vă întreb și de petrecerile care le-ați avut când erați dumneavoastră studentă, cum se țineau atunci și cum se țin acum. Acum eu văd cum se țin, dar vreau o comparație cumva, că și n-ați mai participat este și acum. Este greu de comparat, pentru că nici unul din noi, cei de astăzi, nu mai suntem ce am fost. Nici Europa nu mai este astăzi ce a fost. Nici condițiile sociale, nici informatizarea, nici nivelul tehnicii nu mai este ce a fost. La fiecare moment există un nou concept asupra calității vieții. Și sigur că în ziua de astăzi copiii sunt mai abili și mai doritori de a se împlini mult mai repede decât am fost noi la vârsta noastră. Să nu credeți însă că noi nu ne-am distrat. Deci, în primul rând, însă, învățam, veneam la școală mai devreme ca să ocupăm locuri în primele bănci, acum nu în ultimele invers. Bănci. Pentru că, nefiind condiții, se scria cu tabla pe hârtie, sălile erau mari, noi eram numeroși, eram serii de peste 150-200 și aproximativ amfiteatrele erau pline ochi. Personal, eu am dat admiterea în sala 127, în ultima bancă din ultimul rând. Totul era plin. Era o plăcere pentru cadrele didactice să se uite la noi. Noi urmăream cu ochii și scriam cu o mână. Personal scriam cu indigo pentru că aveam menirea deosebită să susțin și colegi care mai întârziau pe la ore. A nu veni la ore era o rușine, era un drept pe care ți-l luai ție însuși. Practic, dreptul de a înțelege o explicație a profesorului
a profesoarei. Am avut niște profesoare de matematică extraordinare, de geometrie descriptivă, de desen. Astăzi aceste materii au dispărut și mă întreb de ce? Pentru că inginerul trebuie să fie format de la bază și până la urmă el face un proiect și chiar dacă acum îl face cu calculatorul, el trebuie să știe și pașii, să aibă viziunea, să fie dezvoltat în această zonă. Am beneficiat de practică. Am făcut practică în întreprinderi, am făcut excursii de studii. Nu pot să vă mai spun dacă erau finanțate de la stat sau le finanțau părinții, dar au rămas amintiri extraordinare în urma acestor vizite, unde am făcut contactul cu mediul industrial, fabricile, cum se spuneau pe atunci, și am putut să vedem că este nevoie de noi și că ceea ce învățăm este util. Și atunci și acum se învăța foarte multă teorie. Am mai beneficiat de atelierul școală, care am învățat tehnologii. Pe vremea aceea de-abia se inaugurase, chiar am participat la inaugurarea atelierului școală. A fost o mândrie a facultății și universității din acele vremuri. Aveam maestri instructori care ne-au ghidat și am învățat de jos cum se toarnă, în înțelesul propriu al cuvântului, un metal, un aliaj, o fontă, cum se fac prelucrările prin așchiere. Și chiar dacă n-am avut întotdeauna puterea sau răsplata unei note de 10, am avut șansa să fim îndrumați și să cunoaștem valoarea tehnologiilor. Și aș vrea să vă spun că, în general, în viață, de ceea ce te ferești profesional, în primul rând, de acel lucru vei avea parte. Deci eu am terminat secția de mașini și echipamente termice. Este una dintre cele mai vechi secții care a fost stâlpul facultății de mecanică, atât prin renumele absolvenților ei, cât și prin importanța celor care au învățat în acest domeniu. Pentru că el este legat de sursele de energie, de transformarea energiei în energie termoelectrică și cred că nimeni nu-și poate imagina ce ar fi viața de astăzi fără energie, inclusiv energia umană. Și vă spuneam de faptul că am terminat această secție de elită și cu regret spun că anul trecut a fost primul an după o continuitate de... Deci primii absolvenți le-am avut în 1929, o continuitate neîntreruptă, că nu am mai avut absolvenți, nu am mai avut studenți, pentru că prea puțini copii își încearcă forțele la a candida la facultatea de mecanică. Se știe că este o facultate grea, dar, repet, a fi inginer este o șansă pe care ți-o acorzi și dacă ești inginer, este imposibil să nu îți găsești un loc de muncă. Da, dar cred că ai și satisfacții foarte mari când lași ceva în urmă, când faci ceva folositor. Pentru că, de exemplu, avocați, doctori, ei, nu știu, nu lasă nimic. Adică doctorii mai... Sunt foarte necesari. Da, sunt necesari, dar însă... ei slujesc societatea. Pe când noi ne dedicăm societății și prin realizările noastre facem ca standardul de viață, acea dezvoltare durabilă de care astăzi se face atâta vorbire, este asigurată. Nu neg șansa unui economist, șansa unui avocat, șansa unui medic,
nu, fiecare are rolul, are lui, în rolul lui în societate. Nu neg că dezvoltarea României depinde foarte mult de sectorul privat și de modul în care el reușește să prindă viață și aș vrea aripi, indiferent că se bazează pe domenii agricultură, turism, deci trebuie să oferim oamenilor ceea ce le trebuie. Iar inginerul are mereu astfel de oferte. Inginerul, ca și mine, a devenit, poate deveni cadru didactic în învățământul preuniversitar sau în învățământul universitar. Inginerul are șansa, dacă dorește, să se specializeze și perfecționeze continuu. Nu aș vrea să spun că pe vremea mea, dar pe vremea mea nu se vorbea de energii regenerabile, dar astăzi se vede această sursă alternativă de energie ca o unică șansă de a stăpâni modificările climatice pe care le înregistrăm fără să fim specialiști. Să nu credeți însă că noi nu ne-am distrat. Vai, vai, vai. Am fost elevă când a apărut Phoenix. Am fost la seri culturale, cum se chemau, cu bentița pe cap, cu numărul matricol, cu ciorapi din aceea patent și am făcut, am dansat rock cu formația Phoenix Live, cântând. Au fost multe formații, mici cluburi, nu se chemau cluburi, noi le spuneam ceaiuri. Făceam ca elevii reuniuni la școală, sigur, sub oblăduirea cadrelor didactice și într-un interval orar, care mi-e rușine să spun, de la 6 la 8 seara. Aveam însă abonamente la concerte, duminica dimineață erau concertele educaționale, aveam abonamente la teatre, la filme educative, la filme care istorice, erau foarte multe filme românești extraordinare pe care și astăzi mi-aș dori timp să am să le revăd, chiar dacă aș face-o în pat de la calculatorul personal. Ca studentă aveam seriile de grupă unde puținii bănuți pe care puteam să îi strângem fără să ținem cont că sau acoperind colegii care nu aveau posibilitatea. Deci fiecare aducea de acasă sau contribuia cu cât putea, în așa fel încât să ne simțim bine. Făceam de obicei sandwich-uri, noi fetele, cu mâna noastră, cu ce se găsea pe atunci. Și beam sucuri zise naturale, apăruseră câteva firme, dar de cele mai multe ori aduceam sucuri naturale de la bunicile noastre de prin cămară și beam cu sifon, pe care îl sifonam din vechile recipiente. Băieții se ocupau de amenajarea sălii, de muzica la magnetofon, pentru că așa am erau pe atunci vremurile, ulterior au apărut și posibilități mai bune. Mai aveam niște serii cultural-științifice care se desfășurau în cămine. Eu nu am fost căministă, dar celor din cămini, administrația, care era directorul de cămin, care era un cadru didactic, sau directorii, bordul, un termen actual, care îndruma căminul, organizau serii culturale și erau invitate diferite personalități din Timișoara care expuneau, de obicei cu diapozitive, diverse
teme de interes geografic, turistic, informativ. Îmi amintesc cu mare plăcere itinerarii prin munții Apuseni, apoi Valea Cernei, fotografii făcute personal de persoanele care veneau să ne îndrume. Nu existau nici pe departe atâtea atracții cât există în ziua de astăzi. Dar din câte povestiți, păreați că v-ați distrat mai, așa, mai temperat și cultural. Aș vrea să mai amintesc că, nu știu cu ce frecvență, dar considerabilă, de genul 4-5 conferințe anuale, erau asigurate în incinta facultății, de obicei duminica, de asemenea de personalități care ne oferau informații complementare profesiei noastre. Am avut parte de prelegeri în domeniul medical și noi am avut o educație în acest sens, poate mai eficientă decât cea aplicată în ziua de astăzi. Am avut parte de prelegeri de genul istoria inventicii sau de genul importanța creației și actului de creație. Am avut, ce să mai spun, plăcerea de a întâlni o serie de personalități și a spune foarte corect alese de dascălii pe care am avut, mi-a dat Dumnezeu pe acea vreme. Ne-am distrat în felul nostru și eu am purtat mini-jup. Atunci am învățat să dansez rock. Plăcerea mi-a rămas până astăzi. Mi-a plăcut, de fapt, foarte mult și dansul popular. Am apreciat și dansurile populare germane, pentru că am fost educată în spiritul german. Îmi place Lendl, îmi place polka, îmi place valsul. Da, așa a fost să fie. Copiii și studenții și tinerii din ziua de astăzi se distrează altfel. Cu ceea ce nu sunt de acord este faptul că marea majoritate fumează fără să-și dea seama că acest lucru este dăunător și pentru ei și pentru fumătorii pasivi. A fuma în același spațiu unde încerci să ai o convorbire plăcută cu prieteni, prietene, o relație deosebită, să relaționezi, să, cum zice englezul, to mingle, da? În atmosferă de fum, în atmosferă cu sonorul dat la mult mai peste nivelul maxim admisibil, pentru întuneric aproape. Eu nu îi văd acest, nu văd frumusețea. De ce să te mai gătești? De ce este un eveniment deosebit? De ce să îți faci o freză, să te machezi? Când nu te vede nimeni, aproape nu te aude nimeni, da? Și cred că cu puțină înțelegere s-ar mai putea îndrepta aceste aspecte. Sunt, desigur, baluri, baluri ale bobocilor, baluri ale absolvenților, balul ale foștilor absolvenți, care, din păcate, motivat, sigur, și de criza financiară, dar și din lipsa entuziasmului aceluia pe care nu mai știm să-l transmitem, și asta se recepționează ca atare, nu se mai fac. Se întâlnesc absolvenții, dar foarte, foarte greu. Și cu satisfacții care, de cele mai multe ori,
sunt profesionale și sunt legate de interiorul fiecăruia și care acoperă efortul material și fizic care este făcut. Mă bucur întotdeauna când suntem invitați și nu suntem uitați. Aș spune că pentru Universitatea Politehnică din Timișoara ar fi o mare cinste să-și cunoască în cadrul activităților alumnii toți absolvenții. Din păcate, foarte greu ținem legătura cu ei, pentru că, pe de o parte, și noi avem vina noastră, nu îi motivăm, nu le transmitem tuturor această mândrie că au aparținut pentru o perioadă de timp unei universități de elită. Înțeleg pe toți studenții care au anumite greutăți, n-aș începe neapărat cu cele materiale. Poate că nu sunt atât de pregătiți pe cât ar dori să fie ca să poată să asimileze mai ușor materia care li se predă, volumul, să facă față volumului mare de informații și să-și mai completeze învățătura acasă prin studiu individual. Foarte puțini mai dau atenția cuvenită laboratoarelor, care de fapt reprezintă primul pas spre activitatea practică. Seminariilor. Deci noi veneam cu teme făcute la seminar. Acum este greu să-ți imaginezi că de la un seminar la altul studenții chiar își mai fac toți tema. Dar nici măcar o mică parte din ei nu-și fac. Nu, asta nu pot spune. Există în fiecare grupă, în fiecare an, un sâmbure sau să spun un miez, că este mai voluminos, de copii capabili și, din păcate, în loc să ne adresăm lor cu primordialitate, ne ocupăm mai mult de cei care, să nu-i numim mai slabi, dar de obicei ajung în această situație că nu își iau examenele din faptul că nu se pregătesc continuu și dacă constată, pentru că mulți sunt convins că au acest simțământ că nu sunt pregătiți, nu încearcă să își acopere aceste, să spunem, găuri care pot deveni chiar găuri negre în viitoarea profesie. A învăța într-un domeniu ca student și a profesa apoi în cu totul alt domeniu este foarte greu. Da. Eu nu zic că nu este posibil. Dar în primul rând trebuie să te recalifici chiar dacă o faci la locul de muncă. Sigur că o facultate odată absolvită îți asigură un anumit nivel, o anumită prestanță, un anumit bagaj de cunoștințe. Nu înseamnă însă că trebuie să te limitezi la ele. Dar una este să acumulezi în continuare pe o bază și alta este ca în timp ce colegii tăi acumulează, tu să reclădești un suport. Este foarte greu, dar nu imposibil. Da, și de aceea ar trebui, poate la nivel național, să se facă un studiu din care sunt convinsă că va reuși, că în primul rând inginerul, nu vorbesc de inginerul mecanic, inginerul în general trebuie să fie format de societate. Foarte mulți copii sunt atrași de cuvinte magice precum management. Da, într-adevăr, un produs trebuie să fie și vândut, un produs trebuie să fie la un preț accesibil, pentru că o creație fantastică, dacă nu o vinzi și nu o ajunge celui către care a fost destinat, nu este o finalitate și nici inginerul nu-și vede munca împlinită. Dar să fim serioși, a fi un manager
bun înseamnă să cunoști meserie și, în primul rând, să fii specialist într-un mic domeniu sau într-o arie mai cuprinzătoare, iar managementul nu se învață de azi pe mâine, este de obicei o calitate, o profesie complementară care te ajută extraordinar de mult, mai ales în a te ridica într-o unitate economică, într-o bancă, chiar într-o unitate de stat sau privată. Managerul trebuie să fie un om total deschis, care însă să fie și un om cu suflet spre angajați, nu zic să fie, sigur, membru de sindicat, dar trebuie să ia în considerare și să înțeleagă și componenta socială, pentru că toate creațiile care există sunt făcute de oameni, iar oamenii trebuie plătiți la adevărata lor valoare, la corespunzător, nu spun proporțional, cu implicarea și dedicația pe care o oferă locului de muncă, unității angajatoare și societății pe care i-a format. Sigur că ne bucurăm că atunci când absolvenții noștri au șansa de a fi angajați în multinaționale, suntem mândri că atâți absolvenți au făcut față, fac față în Europa, în întreaga lume, dar mă întreb, în atare condiții, peste 10-20 de ani, emisiunea studenții de ieri, profesorii de azi, profesorii de astăzi, oare ce tonalitate va mai avea? Nu pot să spun că sunt excesiv de patriotă, dar nicio clipă, deși am avut ocazia, aș fi putut să îmi continui cariera în străinătate. Am datorită limbilor pe care le vorbesc, dar nu numai, am avut șansa să obțin mai multe burse. Prima bursă am obținut-o la 20 de ani. Nu a fost o bursă care s-a finalizat cu succes, pentru că la acea vreme aveam 20 de ani. Am câștigat o bursă de la statul german de a-mi face studiile la Universitatea din Aachen, cunoscută fiind ca cea mai renumită universitate în domeniul termotehnicii din Europa. Și nu am primit pașaport, un lucru care astăzi aproape nu-l înțelegi. A fost pentru mine, nu pot să spun o lovitură, a fost ceva care m-a trezit la realitate, m-a făcut conștientă de posibilitățile mele. Am văzut că sunt bună, nu numai pentru că aveam 10, ci pentru că în condiții de competiție la București cu peste 60 pe loc, am reușit. Și mi-a dat speranță. Și speranța a fost încununată, ce să spun, după Revoluție, când am făcut câteva aplicații și, să spun, am luat din prima cu brio aplicația scrisă către fundația Alexander von Humboldt. Așa că am devenit humboldtiană. Din acel moment, soarta mea profesională și condiția socială, de ce să nu recunosc și posibilitățile financiare și pentru familia mea, s-au schimbat radical. Mi s-a deschis la picioare, vă spun așa, Europa. Mi-am făcut stadiul de cercetare, pentru că fundația finanțează stadii de cercetare la renumita Universitate Tehnică din München și acolo am avut șansa regăsirii mele, așa cum am învățat eu, istoria și limba germană și cultura germană, am putut să o trăiesc pe viu cu toate ofertele culturale, cu muzeele renumite din Bavaria și nu numai. Am făcut contact pentru că am făcut parte dintr-o echipă de cercetare care oferea și
cercetări către industrie, să cunosc diferite centrale termice, să merg cu studenții, deci mi s-a oferit șansa și am și predat și de fapt sunt certificată drept cadru didactic asociat. Cum este viața de profesor? Viața de profesor acolo, am avut un mic șoc. În primul rând, aproape toți se tutuiesc, mă refer la relația student-cadru didactic. Ceea ce aici nu se întâmplă. Noi ne tutuim între noi, dar este puțin probabil ca un student să ți se adreseze cu tu. Sunt câteva reminiscențe care în România ne situează în două categorii sociale și poate că acest respect nu este ultimul care ar trebui să dispară. O apropiere trebuie să existe, dar o anumită considerație pe care și prin adresabilitate o exprim ar trebui menținută. Studenții sunt foarte curioși, studenții pun întrebări, studenții se anunță la orele acestea de tutoriat și vin și întreabă și stai și 2 ore și 3 ore și îi repeți cursul. Studenții vin la curs și cu cățelul care leagă la marginea băncii, studenții vin la curs și cu un reportofon. Studenții vin la curs, am avut cazuri, fete care tricotau și audiau cursul meu. Pentru că așa se concentrau ele. Deja după anii 90 s-au predat cu folii, deci era o predare interactivă, cu foarte multă informație predată în scurt timp. Și se deschideau practic la curs, se deschid foarte multe breșe unde studentul apoi poate, dacă are interesul, să se documenteze în continuare. Acolo bibliotecile sunt populate și poate din cauza faptului că cele mai bune cărți nu sunt accesibile la cumpărat, sunt peste 100 de euro, 200 de euro, chiar dacă sunt cursuri universitare, și atunci studenții preferă studiul la bibliotecă. Laboratoarele, un lucru pe care am vrut să-l aduc aici în România. Laboratoarele sunt foarte ample, se fac laboratoare tematice, care fac parte chiar din activitatea practică. Se programează laboratoare care durează 6-8 ore. Studentul știe exact, deci laboratoarele nu au frecvență 2 ore la 2 săptămâni. Se cumulează mai multe și se organizează un laborator mare din care studentul pleacă cu multe informații și învățături practice. Se face o prelegere teoretică înainte de către un cadru didactic, de obicei un doctorand asociat, care este foarte bine pregătit în acel domeniu. Iar profesorul asistă pentru a da un aspect oficial acestor prelegeri ante laborator. Apoi se desfășoară laboratorul pe grupe foarte mici, 6-8 studenți. Dacă n-ai venit, nu mai ai șansa repetabilității, recuperări, că știți că n-am putut, că am fost, că am dres, că plătesc taxa. Nu există această noțiune. Foarte ușor ești îndrumat spre altă disciplină pentru a o recontracta și îți acorzi o a doua șansă. Sunt universități în care nu mai poți să recontractezi aceeași disciplină. Ai avut odată șansa aceasta, înseamnă că nu ai reușit și acordă-ți altă șansă. Spuneți-ne câteva cuvinte și nu despre viața dumneavoastră în Politehnică, despre când situația femeii în Politehnică. Situația doamnei profesoare în Politehnică. Da, deci ni se spune colega, deși nu suntem
pe același palier de considerație. Suntem foarte multe cadre didactice femei, dar recunoașterea muncii noastre se face foarte rar. De obicei, când este vorba de calitate sau de ceva cu totul special. De asemenea, se spune că suntem doamnă profesoară, de fapt corect, este doamnă profesor, meseria de profesor, n-are nimic de a face cu feminitatea sau masculinitatea celui care poartă acest titlu. O femeie profesor, o femeie cadru didactic, trebuie să muncească mult mai mult, n-aș spune că de două ori, de trei ori mai mult decât colegul ei, pentru a reuși să-și etaleze reușitele. Trebuie să fie mult mai atentă cu ea, cu prezentarea ei, cu personalitatea ei, să știe să se adapteze sau să închidă ochiul într-un mediu eminamente masculin, sau să facă față sau să se evidențieze. Este o artă pe care trebuie să o înveți și consider că și în Politehnică ar trebui să fie nu numai o floare sau, eu știu, acordată de 8 martie. Acesta este un drept pe care ni l-am câștigat mult mai de mult și, de fapt, ar trebui să avem această recunoaștere în fiecare zi, în fiecare clipă, de la cei care ne sunt colegi, de la cei care ne sunt soți, de la cei care ne sunt copii, studenți și studente. Nu în Germania, la Universitatea Tehnică din München, există un departament de susținere a celor care au o studiază în Universitatea Tehnică și sunt femei, pentru că sunt o serie de probleme și sociale. Ce faci când ți-ai întemeiat și o familie, ce faci cu copiii, se oferă tot felul de cursuri, urmez și eu anual astfel de cursuri, ce înseamnă să fii manager femeie, cu ce înseamnă să fii, să activezi în cum să te impui, ce exerciții fizice sunt mai potrivite pentru o femeie care este ocupată, pentru o femeie care a depășit o anumită vârstă. Deci sunt foarte multe cursuri care se oferă gratuit tocmai către studentele și cadrele didactice care pun cruce acolo unde scrie sexul F, feminin. Acum, dacă vă rog frumos, acum spre sfârșitul emisiunii, dacă le dați ceva sfaturi domnișoarelor care acum studiază și își doresc să îmbrățișeze meseria ori de profesor, ori de inginer. Sunt convinsă că au făcut această alegere în deplină considerație și respect față de aceste două meserii, profesii care la un moment dat pot să se încrucișeze. Aș vrea să le spun că dacă devin cadre didactice, este foarte important să ofere și foarte multă considerație practicii. Să ofere în lecțiile pe care le predau, că sunt în învățământul preuniversitar sau universitar, și considerente practice. Deci, sigur că teoria este utilă, dar de întotdeauna să sublinieze și la ce folosește ea. Să încheie ora sau cursul cu o astfel de învățătură. A proiecta, de exemplu, o mașinărie sau o centrală sau un mic robot sau... și să arate, da, voi, elevii mei, voi puteți să ajungeți să faceți
așa ceva, să utilizați așa ceva în deplină înțelegere. Dacă ești inginer, trebuie să fii creator. Noi, în universitate, creăm, pe de o parte, studenții, creăm laboratoare, creăm prin cercetarea pe care o împlinim. Cercetare care este de multe ori legată de mediul industrial și atunci le oferim exact ceea ce ei necesită. Pe de altă parte, laboratoarele le dezvoltăm, creăm, pentru că noi trebuie să fim tot timpul cu un pas înaintea tehnicii pentru a ne pregăti de a oferi studenților noștri cunoștințe pentru viitor. Noi trebuie să învățăm nu ce a fost și cum a fost și să ne deplângem situația actuală. Prezentul nu contează, contează viitorul. Și în aceste, cu aceste cuvinte sau în acest context, inginerul are o mare, un mare rol. Inginer, prin inginer, nu înțeleg numai băieți sau bărbați, ci și fete, pentru că a fi o fată, o doamnă inginer, îți atragi imediat respectul celor din jur. Sigur că depinde foarte mult și de calitățile și pregătirea și locul de muncă unde ți-l exerciți. Este important să fii inginer în Europa de astăzi, să ai o viziune de viitor, să visezi și să încerci să te dedici cât mai mult, după posibilități, acestei profesii, acestei meserii, acestei șanse pe care până la urmă ți-ai ales-o. Cu siguranță, ca profesor, profesoară, ca și cadru didactic în general, lași ceva în urmă, ceva material, ceva moral sub forma studenților noștri, material sub forma laboratoarelor, ceva scris sub forma cărților îndrumătoarelor, dar până la urmă este bine ca să lași ceva și ca model. Nu neapărat, nu am pretenția că sunt un model, dar poate că în ziua de astăzi lipsa unor modele reale, unor modele complexe, unor lipsa unor informații către cei care au reușit în viață, plecând de la condiții modeste, dar cu ambiție și cu muncă, au reușit. Deci, faptul că suntem mereu în goană după ceva, câteodată nici nu știm după ce, și ne trezim că trec ani, în urma cărora nu am lăsat nimic de valoare în urmă, sau dacă am dorit să rezumăm, suntem în stare să spunem două propoziții sau nici atât. Viața ca și cadru didactic și ca inginer nu este monotonă. Este agitată, este mereu un război cu tine însuți. Sigur, dacă te complaci pe această poziție, e frumos să fii ambițios, dar nu este întotdeauna bine. E frumos să ai un ideal, dar nu este recomandat să fie chiar pe un piedestal. Este foarte important să știi să îți ții semenii apropiați. Este foarte important să-ți cunoști și apreciezi ca atare dușmanii, pentru că doar ei îți vor arăta acolo unde greșești. Da. Și doar prietenii
adevărați. Nu cred că aș fi ceea ce sunt astăzi dacă nu aș fi fost studenta de ieri. Am urmat Facultatea de Mecanică, am început la Universitatea Politehnică din Timișoara, sigur că avea alt nume, și am terminat la Universitatea Politehnică din București, într-o conjunctură specială. Acolo mi-am dat, de fapt, și doctoratul. Doctoratul la care m-am înscris în 1982 și l-am finalizat în 1987. Toată lumea m-a întrebat la ce îți trebuie doctoratul. Sigur, prima încununare a fost faptul că am obținut această bursă, Alexander von Humboldt, în 91 nu era o condiție esențială să ai doctoratul terminat. Dar am prin această perfecționare prin doctorat am deschis practic atunci pentru prima dată portița, aș putea spune, spre raiul tehnologiilor neconvenționale, spre energiile regenerabile, spre noțiunea de reducere a poluării, de calitatea aerului. Da, eu mi-am dat și abilitatul, cu mult înainte să existe această noțiune implementată în România. Mi-am dat abilitatul și am diplomă în acest sens pe 11 septembrie 2001, în acea zi fatidică care s-au întâmplat atâtea. Personal, am dat abilitatul. Pentru dumneavoastră a fost o zi norocoasă. A fost o zi care a încununat munca mea de câțiva ani buni. A trebuit să scriu o lucrare pe care am și publicat-o într-o editură în Germania. Am scris în limba engleză, a trebuit să conferențiez în limba germană exact 45 de minute pe o temă care mi-a fost îngredințată cu 2 săptămâni înaintea susținerii publice. De susținerea publică nu a constat în a susține lucrarea, ci a susține ceva în domeniul lucrării, dar nu lucrarea. Am fost supusă unui bombardament de întrebări și răspunsuri din partea Senatului Universității Tehnice din München. Și când totul s-a terminat și ciocneam cupa de șampanie, am aflat vestea despre marea nenorocire care s-a produs în America și, de fapt, acest moment a fost apoi încununat, pe de-o parte, pentru mine, de succes, dar a fost ca un cui moment în inima mea, că o realizare a mea a fost umbrită de acel eveniment. Sigur că titlul acesta de habil, pe care toată lumea mă întreabă ce înseamnă și de multe ori apare alături de numele meu, ca și cum m-ar chema așa, nu mi-a adus în România recunoaștere atâta pe cât poate aș fi meritat. Am realizat foarte multe proiecte, încă lupt și pentru ca practica și renumele studenților din Facultatea de Mecanică să fie la nivelul cerințelor așteptate de societate, nu înțeleg de ce nu există suficientă atracție. Am niște soluții, parte din ele le-am expus, parte din ele mai lupt pentru ele, la o parte, desigur, că a trebuit să renunț. E frumos să îmbătrânești sau să câștigi experiență, mai frumos spus, într-o universitate pe frontispiciul căreia scrie
așa cum Malița a spus, așa cum Ferdinand a spus, că suntem o universitate de elită, cu ziduri care nu sunt acoperite numai de povara vremii, dar și de multă știință, de realizări și de foarte multe posibilități și șanse în viitor.